Salutare, salutare! Sunt Super Zăpă și sunt super pregătită pentru Zăpă Interview. Am alături de mine cea mai nouă absolventă a școlii de supereroi Itibiți Învață Oul pe Găină, ediția a noua. Lângă mine este Olivia Joițoiu de 9 ani. Salutare! Salutare! Zâmbitoare! E zâmbitoare ca un soare, așa e? Da! Tot timpul zâmbești? Da! Dar de ce e bine să zâmbim? Pentru că mie una îmi face o zi mai frumoasă și... Da! Și celorlalți, cred, nu numai ție. Da! Pentru că e foarte plăcut să vezi în fiecare zi un om zâmbind, așa-i? Da! Ai zis că vrei să vorbim despre familie. Da! Îți iubești mult familia? Foarte mult! Cât timp petreci așa în familie? Păi, petrecem... Nu avem prea multe ocazii să petrecem timp în familie, dar în vacanțe sau în weekenduri petrecem foarte mult timp. Care e activitatea voastră preferată de familie? Păi, cred că activitatea noastră de familie este să călătorim. Călătoriile, deci foarte mult călătoriile vă plac. Da. Jocurile? Păi, jocuri... De obicei, nu prea avem timp să ne jucăm, dar... Dar un joc preferat pe care îl mai jucați și voi când se mai poate ar fi? Oare porci pot zbura? Ah, foarte interesant, sună foarte bine, nu l-am jucat, dar poate îmi povestește odată cum se joacă. Ai putea să alegi câte o culoare pentru fiecare membru al familiei tale, ce culoare îi s-ar potrivi? Așa când te uiți tu zâmbitor la el, te uiți și... Parcă i s-ar potrivi foarte mult o anumită culoare. Îți dă vibrația aia de culoare respectivă. Pregătită? Da. Hai, mami. Mami. Violet. Tati. Albastru. Amalia, surioara ta. Roz. Bunica Areli. Culoare. Bleu. Bunica Monica. Galben. Bunicul Neluț. Verde. Hai să vedem pentru verișoarele tale. Pentru Ane. Roz. Eve. Tot roz. Și ziceai de naș, că ai naș fi Mădălina și George. Da. Mădălina. Roz cireașă. George. Verde fistic. Și ceilalți mici nași? Sara? Turcoaz. Și Alex? Blămarin. Ia uite ce repede le-ai ales culorile, foarte drăguț. Hai să vorbim și despre prieteni, că ai zis că vrei să vorbim și despre prieteni. Ai o prietenă foarte bună? Da. Cum o cheamă? Mami. Mami, prietena ta cea mai bună? Da, și tati. Și tati, deci prietenii tăi cei mai buni sunt părinții. Da. Și poți să le povestești orice? Da. Și sunt înțelegători? Da. Și cum ai ajuns la concluzia că ei sunt cei mai buni prieteni ai tăi? Păi... Mami, în special și tati, mă ajută atunci când am nevoie de ei și... Așa fac părinți. Da. Întotdeauna alături de copiilor. Dar în afară de părinții tăi, așa, pentru joacă sau pentru alte lucruri, ai și alte prietene? Da. Pe cine? 3. Păi cele mai bune prietene ale mele sunt Sonia, Ilinca și Emma. Și Emma. Și când mă întâlniți voi? Păi în fiecare zi la after. Doar la after? Nu sunt colegi și la școală? Nu. Deci doar la after. Și când mă întâlniți așa voi trei, cam despre ce povestiți? Păi, povestim despre tot felul, de exemplu, ce ni s-a întâmplat azi sau ce am mai descoperit despre anumite lucruri. Deci împărtășiți de toate din viața de zi cu zi. Cum le-ai ales tu prietenele astea? S-au încadrat ele la cele mai bune prietene? De ce ele și nu altcineva? Păi, sunt alături de mine atunci când am nevoie și în prima zi a mea de after au fost primele care m-au întrebat dacă vreau să fim prieteni. Și până acum nu v-ați certat niciodată? Ba da, dar nu rău. Nu rău și v-ați împăcat. Da. Deci în continuare sunteți prietene, cam de cât timp? De
4 ani. O, prietenie lungă. Bravo, foarte bine. Mulțumesc, Olivia, pentru zăpă interviu. Absolventul săptămânii la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină este Olivia Joițoiu, de 9 ani. Felicitări!